Până și țepusul gard ce stă drept pe bulevard, trecătorului să placă s-a îmbrăcat în promoroacă. Lacului cât e de mare i-a adus o oglindă lucitoare. Salutare, prieteni, și bine ați venit! Astăzi, condițiile meteo nu sunt foarte privitoare. Așa că suntem la adăpost și mașina din spatele meu, anume Ford Focus Sedan, pare că este acoperit cu o glazură de gheață. Parcă Ford Focus Sedan face un lucru interesant, anume contribuie și el, alături de alte mașini, la sfârșitul motorului diesel. Pentru că azi conducem Ford Focus Sedan 1.5 benzină cu cutie manuală. Haideți să vedem despre ce este vorba. Aston Martinul care se află aici lângă mine, Fordul Focus care se află aici lângă mine și anume Ford Focus 4, duce mai departe elementele de design ale lui Ford Focus 3. Printre acele elemente de design se numără și această grilă față, despre care mulți au spus când a apărut că cei de la Ford s-au inspirat de la Aston. Asta n-ar fi o problemă. Aston Martin este o mașină superbă și noul Ford Focus și el arată foarte bine, ducând mai departe, rafinând acel design al grilei. Iată, grila aceasta arată ca un zâmbet larg așa. Bine, având în vedere că e cromată, e ca un zâmbet cu aparat dentar, dar hei, un zâmbet este un zâmbet, nu-i așa? Blocurile optice. Aceste faruri și ele au evoluat. Din nou, sunt alungite, exact cum ne-a învățat Ford cu modelul Focus de-a lungul anilor. Doar că acum avem și aceste elemente, aceste LED-uri care practic încastrează cumva, delimitează blocurile optice foarte bine. Nu mai spun de această capotă care are nervurile acestea puternice și agresive de parcă ar fi o capotă de RS. Nu, acesta este un simplu Ford Focus. Și acum urmează să-l vedem și din spate. Dacă până acum ne-am învățat cu Ford Focus în varianta lui hatchback, acum îl vedem din spate și în varianta berlină. Vedem că, în continuare, aceste stopuri parcă flanchează foarte frumos șoldurile mașinii, având aceste LED-uri ce conturează foarte frumos blocul optic. De asemenea, ca o notă de design clasic, așa, avem numele Focus scris pe mijlocul portbagajului, portbagaj pe care îl putem debloca apăsând de două ori pe butonul de pe cheie și dacă ridicăm putem vedea că portbagajul are o capacitate de 511 litri față de varianta hatchback care are o capacitate de 375 de litri. Deci mult mai mult, dar nu atât de mult pe cât, spre exemplu, are Skoda Octavia, care aceea are 590 de litri, portbagajul este foarte mare acolo și nu doar atât, acolo deschiderea este tip haion. Deci, practic, se ridică și luneta, astfel că e mai ușor să încarci lucruri voluminoase. Aici, practic, trebuie să le faci să intre prin această gură de încărcare, care, nu mă înțelegeți greșit, pentru o berlină este destul de lată și înaltă pentru a permite încărcarea cu ușurință. De asemenea, pe partea de sus a portbagajului nu sunt fire, răzlețe sau mai știu eu ce. Deci, din punct de vedere al curățeniei designului portbagajului, cei de la Ford și-au făcut foarte bine treaba. Dedesubt există o roată de rezervă și, pentru că mașina noastră are sistemul Bang & Olufsen, acolo avem și câteva părți ale acestui sistem audio, subwooferul, dacă nu mă înșel, sau amplificatorul, ceva de genul acesta. Deci, cam asta se află în portbagaj. Dar acum, haideți să vedem și interiorul mașinii, pentru că acolo vei petrece mai mult timp. Interiorul lui Ford Focus este dominat de acest ecran de infotainment și de aceste noi linii ale bordului. Linii care, după cum vedeți, nu sunt lăsate la voia întâmplării. Iată, cel mai evident este aici, în dreapta, unde vedem că gura de ventilație este încastrată de o formă trapezoidală, cumva, și de asemenea putem vedea și acest element de design al interiorului, care se vrea a fi ceva metalic, ceva cromat,
care în același timp parcă aduce un pic la viață acest interior care de altfel ar fi fost simplu, sobru și negru. Deci, din punct de vedere al designului, e clar că și-au dat interesul. Din punct de vedere al ergonomiei, la fel și-au dat interesul, pentru că, lăsând la o parte multiplele spații de stocare, avem, spre exemplu, pe consola centrală, un loc unde să ne punem băuturile, doar că acest loc este gândit foarte bine pentru că putem să apăsăm pe despărțitoarele de băuturi și să le reglăm în funcție de cât de mare este băutura sau lucrul pe care noi vrem să îl stocăm aici. Eu folosesc, sincer, acest loc pentru a-mi stoca telefonul pentru că stă la fix aici. De asemenea, avem și o cotieră unde avem un USB. Un USB avem și aici în mijloc. Și că tot veni vorba de telefon, avem și un wireless charging pad acolo. Deci dacă aveți un telefon care se poate încărca wireless, aveți și un wireless charging pad. O grămadă de lucruri la care s-au gândit, lucruri mici ergonomice. Și e bine că s-au gândit pentru că rivalul direct al acestei mașini, pe care l-am mai amintit, și anume Skoda Octavia, de asemenea are foarte multe lucruri mici și deștepte puse pe aici, pe acolo, prin interior. De asemenea, un lucru pe care îl putem vedea, dacă pun din nou contactul pentru că se oprește sistemul de infotainment, putem vedea că poziția la volan este una extrem de corectă și un pic sportivă. Nu mă așteptam ca aceste scaune să poată fi date atât de jos, dar îmi oferă o poziție la volan foarte corectă. Forcing 3 este acum un sistem foarte ușor de folosit. Da, nu este un ecran foarte mare, dar are o rezoluție bună. Și este un ecran capacitiv, deci foarte ușor de folosit și, vedeți, de fiecare dată când apeși, când faci o selecție pe ecran, se întâmplă relativ repede. Putem folosi și gesturi pe care le știm de la smartphone-uri, spre exemplu avem acest gest de ciupire pentru a da zoom, după cum vedeți, ceea ce e foarte ușor și intuitiv. Și de asemenea, că tot suntem în navigație, putem să setăm foarte ușor o destinație, făcând o căutare generală, fără să fie nevoie să scriem orașul, apoi strada, apoi numărul. Putem doar să căutăm o stradă și el ne spune: am găsit strada asta în localitățile astea, în care din localități vrei să mergi. Ceea ce este foarte ușor. De asemenea, din punct de vedere al entertainmentului, avem AM, FM, Bluetooth și USB, deci și acolo suntem acoperiți. Și avem și butoane fizice către anumite funcții importante. Una ar fi setarea de sunet, pentru că da, avem sistem Bang & Olufsen, bas aproape la maxim, și un buton pentru a închide complet acest sistem, ceea ce este mană cerească când conduci noaptea și nu vrei ca el să te orbească, să ai o lumină constantă în față atunci când conduci la drum întins noaptea. De asemenea, avem și o cameră pentru marș arier care ne permite și un mic zoom atunci când vrem să parcăm exact la limită. Dar acum, haideți să și conducem! Bine, și acum suntem și la volanul noului Ford Focus cu această motorizare foarte interesantă, 1.5 benzină, 150 de cai putere, evident 1.5 turbo, 150 de cai putere și cutia aceasta manuală în 6 trepte. La începutul acestui review am spus că mașina aceasta contribuie și ea, alături de alte mașini, alte modele, la sfârșitul motorului diesel. De ce? Pentru că acest motor de 1.5 reușește să ofere performanțe și consum la un nivel de cel puțin diesel. Să vă dau un exemplu. Eu am mers cu mașina aceasta. Mașina vine de la Ploiești, de la ProLeasing Ford, tocmai de la Ploiești. Am adus mașina de acolo, deci am făcut un drum de la Ploiești la București, după care am mers foarte mult în București. Tot timpul cât am folosit această mașină, nu am folosit modul normal, ci am folosit acest selector
pentru a seta mașina în modul sport. Ce înseamnă modul sport? Motorul răspunde mult mai bine la accelerație și sistemul start-stop nu intră în funcțiune. După cum ați văzut, asta a fost o groapă foarte mare, vom vorbi și despre suspensie. După cum ați văzut și după cum vedeți în continuare, Bucureștiul este complet înghețat. Prin urmare, mașina aceasta a avut de înfruntat un București complet înghețat, un motor care imea cum pornea trebuia să se lupte cu frigul de afară și trebuia să se încălzească repede. De asemenea, a trebuit să susțină climatizarea. Evident, încălzirea în mod constant a fost pornită, din când în când și încălzirea în scaune. Nu mai spun că azi dimineața când am pornit mașina a trebuit instant să folosesc dezghețarea geamului din față, pentru că da, geamul are, dacă te uiți foarte atent, niște mici nervuri care sunt electrice, care practic îl încălzesc, astfel că dacă ai geamul perfect înghețat, se topește instant gheața. A trebuit să folosesc și asta. Nu am iertat foarte mult această mașină, tocmai pentru că apreciez performanțele pe care le are acest motor. Îmi place să le și explorez, așa că nu am iertat, nu am mers la consum cu această mașină. Și am reușit un consum de 7,5 litri la 100 de kilometri. Ceea ce mie mi se pare... Ok, poate nu este exact la un nivel de diesel, poate că un diesel ar reuși un consum de, nu știu, 6-5, deci poate un litru, să zicem, în minus, dar devine tot mai greu de justificat motorul diesel. De ce să dai 1000 de euro în plus să-ți iei un motor diesel pe această mașină când poți să nu dai acei bani, să ai un consum de doar un litru în plus pe 100 de kilometri în oraș, din nou, în aceste condiții extrem de vitrege, și de asemenea să ai și o întreținere mai ieftină, pentru că știm cu toții mașinile diesel sunt mai scumpe la întreținere. Deci, dacă te gândești pe termen lung, practic mașina aceasta, în modul acesta în care este ea configurată cu motorul acesta și cu cutia aceasta, începe să facă motorul diesel și un pic de modă veche. Parcă nu prea mai este necesar. Vă voi arăta și performanțele acestui motor când ieșim din oraș. Dar deocamdată, pentru că am trecut peste acele linii de tramvai care au zdruncinat un pic camera și mașina, vreau să vă spun că, din punct de vedere al confortului, am comparat această mașină, din punct de vedere al portbagajului, cu Skoda Octavia. La confort, confortul este similar cu Skoda Octavia, dar pentru ocupanții banchetei spate, poate că nu este atât de confortabil cum este pentru cei din față. În același timp, trebuie să mai înțelegem un lucru. În ciuda faptului că este o mașină de familie, caracterul sportiv este evident. Și nu mă refer aici doar la modul sport, care... acum îmi permite să depășesc fără nici cea mai mică problemă. Din nou, când vom ajunge în afara orașului, vom vedea mai bine ce poate să facă. Ci mă refer și la modul în care se comportă mașina. Veți vedea că direcția și toate lucrurile care sunt făcute pentru a crea o legătură palpabilă între șofer și mașină, toate aceste lucruri sunt foarte bine puse la punct în această mașină. După cum spuneam, cei care stau pe bancheta spate, poate că pentru ei este, pe ei îi zdruncină un pic mai mult mașina, dar chiar și așa, acolo pe bancheta spate, lăsând la o parte o priză de 12 volți pe care o au acolo, în rest nu prea au alte lucruri, dar au foarte mult loc la picioare. Mașina aceasta, ampatamentul acestei mașini față de modelul pe care îl înlocuiește, a crescut cu circa 5 cm. Lungimea totală a mașinii a crescut cu circa 11 cm. Deci e clar că există mai mult loc, e clar că au făcut asta pentru a fi mai mult loc în habitaclu. De asemenea, un lucru foarte interesant, pe bancheta spate, pe mijloc, nu există acel tunel, acea umflătură care de obicei se află pe mijloc la majoritatea mașinilor. Nu este foarte înălțată acea umflătură, este, nu știu, are maxim 4 cm, să zic, 3-4 cm, cam așa are. Și pentru că nu este foarte înaltă acea umflătură, persoana care stă pe mijloc nu va sta inconfortabil, chiar dacă e vorba de drumuri întinse.
Deci este cu adevărat o mașină de 5 persoane, nu de 4 persoane și una care este sacrificată, ca să spun. Nu, e cu adevărat o mașină de 5 persoane. Din punct de vedere al tehnologiei în mers, și mașina aceasta vine cu o grămadă de chestii inteligente, lăsând la o parte senzorii, camera pentru marșarier. Trebuie să vorbim despre sistemul de asistentul la coliziune, deci în caz că, să zicem, ar fi acum la acest semafor o mașină oprită și eu n-aș da semne că vreau să pun frână, mașina inițial m-ar atenționa, după care ar pune ea frână. Deci, un lucru de siguranță. Dar tot ca tehnologie, trebuie să amintim un lucru care, pe care îl vedem tot mai des în zilele noastre pe mașini, cum să zic, pe mașini normale, pe mașini ca aceasta, și anume faptul că și ea se parchează singură. Avem aici un buton, când îl apăsăm, mașina ne spune doar pui în treapta întâi, pui în marșarier, pui în treapta întâi, pui în marșarier, în rest ea învârte volanul. Dacă am fi avut o cutie automată, nici măcar nu trebuia să schimbăm treapta. Pur și simplu mașina făcea totul, schimba aia, fie marșarier, fie treapta întâi, și volanul îl învârtea singură și se parca complet singură. Aici, fiind o cutie manuală, trebuie să selectăm noi treapta de mers înainte sau de marșarier. De asemenea, un lucru interesant este că în fața mea am un head-up display. Un head-up display care, apropo, este vizibil chiar dacă porți ochelari cu filtru de polarizare. Când am fost la lansarea oficială a acestei mașini în România, chiar cei de la Ford erau mândri de acest lucru și, sincer, nu mi se părea un lucru foarte wow așa, până când cei de la Ford ne-au dat ochelari cu polarizare și am văzut că, într-adevăr, vezi foarte bine în acest head-up display, și apoi m-am urcat în altă mașină purtând acei ochelari cu polarizare și am văzut că nu vedem head-up display-ul. Acest head-up display este evident un lucru extrem de practic, mai ales când mergi la drum întins. Mie mi se pare un lucru foarte deștept, pentru că mașina are și o cameră aici lângă oglindă care practic recunoaște semnele de circulație, astfel că acolo în head-up display tot timpul vezi limita de viteză pe unde mergi, și e bine că din când în când mașina îți aduce acest lucru, îți evidențiază limita de viteză, pentru că de multe ori se întâmplă să uităm că am intrat în localitate și să ne prindă domnul poliție. Dar pentru a vedea exact ce poate să facă acest motor, pe care, după cum vă spuneam, l-am folosit doar în modul sport, va trebui să ieșim puțin din București. Și exact asta facem acum, trecând de acele claxoane furioase. Hei, București! Revenim la drum întins. Bun, și acum că suntem la drum întins, să vedem ce poate să facă acest Ford Focus cu echiparea Titanium Business de 21.600 de euro cu TVA inclus. Lăsând la o parte motorul de 1.5 benzină, despre care v-am spus că are 150 de cai putere, și această cutie în 6 trepte manuală, trebuie să vorbim și despre cuplu. 240 Nm, disponibil de la 1600 de turații, spun ei. Acest cuplu va fi cel mai evident atunci când încercăm să facem depășiri sau diferite accelerări, să zicem, la drum întins. Deci, după cum am spus, eu am condus mașina asta doar în modul sport. Nu am folosit start-stop-ul, am încercat să văd cât de rău poate să fie, cât de mult poate să consume această mașină. Am încercat fix invers. De obicei încerc să merg cu mașinile cât mai normal, cât mai cu minte, să folosesc start-stop-ul pentru ca ele să nu consume prea mult. Acum am vrut să văd cât de mult poate să consume această mașină dacă te bucuri de ea din plin. Pentru că ai și de ce, după cum ați văzut în clipul de la lansarea oficială. Dacă nu l-ați văzut, vă invit să mergeți să vedeți în descrierea acestui video. Veți avea un link și către lansarea oficială a lui Ford Focus, unde am condus Ford Focus, cei drept hatchback, dar am condus 1.5-ul de 182 de cai, același motor, dar ce dezvoltă 182 de cai. Și l-am condus pe pistă și acolo am putut vedea că mașina are un șasiu foarte jucăuș. Același șasiu se află și aici. Și lucrul acesta este evident imediat ce începi să împingi puțin limitele mașinii. E clar că mașina poate, nu doar în linie dreaptă, ci și din punct de vedere al manevrabilității. Răspunde foarte bine la comenzi. Dar acum că suntem la drum întins, să încercăm câteva accelerări.
Eu acum sunt în treapta a treia, cu o viteză de 55 de km pe oră, la 2200 de turații. Și acum voi accelera. 80, 90, 100. De la 55 la 100, în treapta a treia, destul de repede. Haideți să vedem din nou acest lucru în treapta a patra. Din nou, suntem în modul sport. Acum sunt în treapta a patra, să ajungem la 60 de km la oră și suntem un pic sub 2000 de turații. Și să vedem dacă în treapta a patra accelerăm la fel de bine. Treapta a patra, 60 la oră, piciorul la fund, acum. Lag, lag, acum, gălăgie, 90, 100. E clar că pentru a avea o accelerație cât mai eficientă, trebuie să retrogradezi un pic. Nu poți să accelerezi chiar din treapta în care ești, e mai bine să retrogradezi o treaptă. Dar, lăsând la o parte acest lucru, nu putem să negăm faptul că mașina aceasta, neavând o masă foarte mare și având tot acest cuplu, îți permite să te simți în siguranță atunci când faci o depășire. Adică nu ai niciodată acea strângere de inimă, oare îl depășesc, mai bine hai să nu depășesc, că uite, îl văd pe unul la 200 de metri, nu cred că pot să-l depășesc pe ăsta din fața mea, hai să mai stau puțin. Nu este cazul. Și acum, mă voi asigura, treapta a treia, accelerăm, 70, 80, 90, treapta a patra, etajarea cutiei este foarte bine făcută. 120 de km la oră, treapta a cincea, și dacă o punem în treapta a șasea, putem merge constant la 110 km la oră, fără prea mult zgomot de motor, cu doar 2200 de turații. Și nu sunt foarte mari probleme. Acum, zgomot în habitaclu există, mai ales la aceste viteze înalte, dar cred că este și din cauza că avem cauciucuri de iarnă. Din nou, după cum ați văzut împrejur, vremea nu este foarte primitoare. Deci, cred că zgomotul este în mare parte creat de aceste cauciucuri și nu neapărat de insonorizarea nu foarte bună a mașinii, pentru că, sincer, nu pare a fi aceasta o problemă. Modul în care se aude motorul nu este rău deloc. Este un 1.5, inițial parcă sună așa, un 3 cilindri 1.0, după care parcă începe să aibă un pic de caracter. Acum sunt în treapta a doua. Nu știu cât de bine l-auziți, dar să știți că modul în care sună este chiar interesant. Toate aceste lucruri, toată această tehnologie, toată această mașină, după cum spuneam, 21.600 de euro. Plusuri. Din nou față de Skoda Octavia, pentru că, să zicem, acea mașină este printre cele mai cumpărate din acest segment. Plusuri. Dacă mă întrebați pe mine, designul exterior al acestei mașini este mult peste al Skodei. Arată foarte bine această mașină. Sportivitatea și consumul excelent ale acestui motor, din nou, mi se par excelente. Mi se par peste ceea ce poate să facă Skoda cu motoarele lor. În același timp, Skoda are un portbagaj mai încăpător. Spațiul pe bancheta spate, similar, poate un pic mai mult spațiu la nivelul capului, la Skoda. Acum, plusurile și minusurile, evident, voile hotărâți, voi hotărâți ce vă trebuie, ce mașină vi se potrivește, dar dacă ar fi după mine, cred că aș alege această mașină. Îmi place foarte mult și caracterul ei sportiv. Da, poate că suspensia este un pic mai confortabilă în Skoda, n-am mai condus de mult o Skoda Octavia, dar cred că suspensia este un pic mai confortabilă în acea mașină. Dar modul în care Fordul comunică cu șoferul nu e chiar de aici de acolo și îți dă o plăcere a condusului. Și da, știu că este o mașină de familie care ar trebui să fie plictisitoare și normală, dar de ce să fie plictisitoare și normală când poate să aibă și un pic de
flair interesant dat de această notă sportivă pe care mașina clar o are, nu doar la motor și la trenul de rulare, dar și la suspensie și la modul în care arată. Da, cam asta a fost review-ul nostru pentru Ford Focus. Prieteni, dacă v-a plăcut, dați-ne un like. Dacă nu, eu un buton și pentru asta. Și dacă mai aveți nevoie și de alte informații despre această mașină, întrebați în comentarii și ca un la revedere așa, haideți să, în treapta a doua, mai facem o accelerație, suntem la 50 la oră. 80, 90, 100. Rămâneți pe eBlog Auto, urmăriți-ne și pe Instagram, abonați-vă pe YouTube, pentru că vom mai avea cu siguranță review-uri ale altor mașini care ne uimesc într-un mod plăcut, la fel cum a făcut-o Ford Focus Sedan. Rămâneți pe eBlog Auto, la revedere!